Timp de 4 zile, în perioada 4-7 mai, la seminarul teologic Venianim Costache din Târgu Neamț se desfășoară Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, organizată de Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar al Județului Neamț. În perioada 4-7 mai 2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț și altor parteneri educaționali, și dăm exemplu aici Metropolia Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, și-au dat mâinile să organizeze la seminarul teologic ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultură Ortodox, pentru seminarii și licee teologice. La Olimpiada de la Neamț participă peste 240 de elevi din județele României, însoțiți de 42 de profesori coordonatori, precum și de o comisie centrală de evaluare coordonată de Inspectorul General în Ministerul Educației, Cătălin Păslaru. Din România participă aproximativ 140 de elevi calificați la etapele județene din fiecare județ în parte, 42 de profesori însoțitori, precum și 20 de membri din Comisia Națională de Evaluare a Olimpiadei. De la nivelul Ministerului, avem ca oaspete pe domnul Inspector General Cătălin Păslaru și credem în noi că toți cei implicați au reușit să organizeze această olimpiadă în așa fel încât elevii și profesorii să plece cu amintiri frumoase din Ținutul Neamțului. După deschiderea festivă care a avut loc la seminarul teologic Venianim Costache din Târgu Neamț în prezența oficialităților din județ, s-a desfășurat proba scrisă și a început seria excursiilor tematice la principalele obiective turistice. Ieri, pe data de 4, a avut loc deschiderea Olimpiadei într-un mod festiv la seminarul teologic Veniamin Costache. Astăzi a avut loc, începând cu ora 9 până la ora 13, proba scrisă. Iar după prânz, toți elevii și profesorii însoțitori au fost invitați la o excursie pe o temă interesantă, spunem noi, drumul șerpâind spre vetre de monahi. Au vizitat Mănăstirea Neamț, Schitul Bolivenia, au trecut pe la Casa Memorială Mihai Saduveanu și, bineînțeles, au vizitat Parcul Natural Vânător Neamț. Până la corectarea lucrărilor scrise de către membrii Comisiei de Evaluare, participanții la Olimpiadă își vor continua periplul turistic în județul Neamț, urmând a participa la festivitatea de premiere care va avea loc în prezența înalt preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei. Vizitele vor continua și mâine pe o temă de spiritualitate și educație. Copiii vor vizita mănăstirile Sef, Sihăstrie, Casa Memorială Ion Creangă, Muzeul Popular Nicolae Popa și multe alte conoane ale spiritualității nemțene, până când vor fi invitați la ora 17 la festivitatea de premiere. Aceasta va avea loc în sala de festivități a seminarului în prezența înalt preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Diplomele se vor oferi într-un cadru festiv tuturor participanților la Olimpiadă. Plecarea participanților va avea loc în data de sâmbătă și sâmbătă sunt invitați la un vernisaj de pictură, atelierile învierii, înainte de a pleca spre județele din România. Conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Neamț își pune mari speranțe în echipajul județului care la edițiile anterioare a adus premii extrem de valoroase și la această disciplină de învățământ. Alături de organizatori, la festivitatea de premiere vor fi prezenți și principalii sponsori, Consiliul Județean, Mitropolia Moldovei, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Primăria Vânători, pe raza căreia se regăsește seminarul gazdă.